învățământul obligatoriu la clase A durează 10 ani. Ceea ce este interesant este faptul că nu există ceea ce numim impas educativ. Adică orice orientare profesională am alege la un moment dat, ne putem reorienta. De exemplu, dacă eu doresc să merg spre învățământ profesional, atunci când termin cele 9 clase sau 10 clase, fiindcă avem o clasă intermediară unde putem să ne îmbunătățim rezultatele școlare, pot oricând să merg, să-mi urmez studiile la universitate, să fac un doctorat, etc. Referitor la pedagogie și curriculum, acestea se fundamentează pe câteva aspecte esențiale, și anume, pe modul de viață durabilă, pe principiul de persoană activă care învață. Deci toată lumea este activă și cel care învață nu este un obiect, este un subiect. Este mult mai mult decât un subiect, să spunem așa, este un actor activ. Pe școala ca o comunitate de învățare, pe educația integrală și pe acest învățământ integrativ inclusiv. Se pune foarte mult tot vorbind de această digitalizare. Și în Finlanda se pune accentul pe noile tehnologii de învățare și în special se folosesc din perspectiva unei pedagogii diferențiate. Pentru elevii îi numim elevi cu nevoie de suport special. Pentru a evita acest termen peiorativ, cum ar fi elevii cu handicap sau elevi cu dizabilități. Deci, aceste, spre exemplu, aceste instrumente digitale, să le spunem, tableta, calculatorul, sunt permise la școală, inclusiv la grădiniță. Spre exemplu, la grădiniță, copiii își pot aduce tableta o dată pe zi, o dată pe săptămână, într-o zi pe săptămână, iar utilizarea ei se realizează în acord cu educatorul. Ceea ce privește standardele de apreciere și evaluare, în Finlanda, oficial nu există evaluări naționale, excepție bacalaureat. Deci tot ce este evaluare până atunci, să-i spunem că este așa, la nivel non-formal, se realizează în funcție de cum dorește profesorul sau învățătorul. Pentru că au autonomia, cât elevii, cât și cadrele didactice. Este un, dacă ar fi să facem o comparație între Franța și Finlanda, am putea vorbi de acest model laissez-faire. Însă, dacă ne uităm în Franța, acest model laissez-faire, rezultatele sunt care sunt. În Finlanda merge bine. Este un sistem care nu pune presiune nici pe elevi, nici pe profesori. Și aici intervine miracolul. Cum pot obține astfel de rezultate extraordinare? Ceea ce trebuie totodată să reținem este faptul că în Finlanda învățământul profesional beneficiază, la fel cum este și cazul Germaniei, de o imagine extraordinară. Pentru mine este dureros să constat că în România încă ne luptăm cu această imagine destul de, cum să-i spun, marginală a învățământului profesional. Spre exemplu, în sistemele nordice, în Finlanda, 50% dintre absolvenți aleg cariera să meargă în învățământul profesional, învățământul dual. Însă, una dintre cheile succesului educativ în Finlanda este și formarea cadrelor. Cel puțin la învățământul primar și secundar, toată lumea are un nivel de master, deci BAC plus 5, pe lângă care se adaugă experiență profesională. Și dacă ne uităm în alegerile studenții pe care le fac tinerii, a fi cadru didactic, învățător, rămâne în fruntea clasamentului pentru tineri, iar pentru tineri apare pe locul 3. Pentru a deveni învățător sau educator sau profesor, se merge pe sistemul pe care l-am cunoscut noi în România, să spunem, în epoca
comunistă. Un sistem de educație în care se dă examen de ATE. Deci se dă în Finlanda actualmente un sistem de un examen scris de admitere, urmat de un interviu, de un examen oral. Ca să aveți o idee cât de mare este concurența, sunt 10 pe loc la Universitatea din Helsinki. Deci se intră foarte greu și, dată fiind această concurență, evident că universitățile își pot alege cele mai bune elemente. La grădiniță, activitățile sunt foarte multe bazate pe inovație creativă. Iar ceea ce m-a marcat în Finlanda, ce am remarcat cu mare bucurie, dat fiind faptul că sunt o expertă pe politici de educație de-a lungul vieții, foarte multe grădinițe, spre exemplu, în Finlanda, sunt situate, geografic vorbind, în proximitatea, în apropierea căminelor de vârstnici. Și nu este întâmplător, nu e făcut așa după ureche acest sistem. Ceea ce se întâmplă acolo este foarte interesant, pentru că există o colaborare, se pune accentul pe această educație intergenerațională. Există colaborări foarte strânse între grădinițe și aceste cămine de vârstnici. Copiii pregătesc spectacole de dans, de muzică, etc., pe care apoi merg fiecare săptămână și le prezintă seniorilor din aceste cămine de vârstnici. Și într-adevăr este o emulație afectivă și educativă care are efecte benefice pentru cele două categorii de vârstă. În ceea ce privește învățământul obligatoriu, care durează, cum vă spuneam, 10 ani, acesta se bazează pe câteva principii fundamentale. Încrederea la toate nivelurile, pedagogia centrată pe elev, principiul mai puțin înseamnă aduce mai mult. Spre exemplu, nu sunt teme de efectuat acasă în Finlanda. Prin lege, temele nu pot depăși 30 de minute pentru cei mai mari, pentru liceu. Iar pentru cei mai mici, timpul se diminuează. După aceea, există aceste cadre didactice foarte bine calificat. Un alt principiu fundamental este dezvoltarea permanentă și fondată pe raportul dintre știință și cercetare. Adică am asistat, spre exemplu, la există în Finlanda acele parteneriate educative, rețele educative, în care noi cercetătorii ne întâlnim cu cadre didactice, cu părinți, și dezbatem un anumit, să-i spunem, caz educativ. Și fiecare vine cu perspectiva lui, cu cascheta de cercetător, de părinte, de învățător, de la clasă, etc., pentru a găsi soluția cea mai apropiată. Toate școlile oferă cam aceeași calitate educativă. Deci nu există, dacă ne uităm la studiile realizate de către OSD, vom vedea, sau de către Uniunea Europeană, vom vedea că în Finlanda practic nu există discrepanțe între școlile sărace și școlile bogate, între școlile de la sat și școlile de la oraș, între școlile de la periferia orașului sau din centrul orașului. Și așa cum vă spuneam, echitatea primează în fața egalității, nu există impasuri educative, cooperarea, iar acest este un. Și cred că ar fi important de abordat acest aspect în legătură cu proiectul de națiune, proiectul educativ de națiune din România. Cooperarea este mult mai importantă decât competiția. Dacă ne uităm, spre exemplu, la Jocurile Olimpice, vor fi foarte puțini finlandezi care ating performanțe extraordinare, în special doar la Jocurile de iarnă. Dar nu sunt competitivi pentru că nu sunt educați în această dimensiune, în această perspectivă a competiției, ci mai degrabă a cooperării. Învăț pentru că vreau să mă formez pe mine și vreau să împărtășesc cu ceilalți. Și cum spuneam, nu există teste naționale. Învățământul superior, spre exemplu, dacă tot vorbim de facultatea de educație, haideți să vedem cum este organizat învățământul superior în Finlanda.
este un model dual. Adică avem și acele universități în care se pune accentul pe teorie propriu-zisă, apoi avem universitățile de științe aplicate, spre exemplu în științele educației. Avem Facultatea de Științele Educației, unde în principal se realizează acele cursuri, seminarii, activități, laboratoare tradiționale, cum le cunoaștem și noi în România, în Franța, în Canada, în orice altă țară. Și după aceea avem universitățile de științe aplicate. Universități unde viitorii profesori, educatori, învățători se formează concret pe ceea ce vor preda. De exemplu, cel care va preda un învățător se formează cum să predea niște cursuri de gastronomie. Cursuri de gastronomie care sunt obligatorii și pentru fete și pentru băieți. Altcineva se va pregăti cum să lucreze cu lemnul, cum să facă activități cu lemnul. Iarăși, aceste activități, să spunem, creative, de lucru manual, cum le numeam noi pe vremuri, sunt obligatorii și pentru fete și pentru băieți, etc. Deci sunt activitățile practice care acoperă cele șase domenii de activitate în care ei se formează. Cum spuneam, deci învățăm formarea tehnică și profesională, se bucură de o imagine extraordinară în Finlanda și se pune accentul pe această formare, întrucât vedem foarte bine că și în România și în alte țări, inclusiv, spre exemplu, în Franța, există din ce în ce mai mult o penurie, o sărăcie, o lipsă a unor specialiști în diferite domenii, un instalator, un etc. Iar tot se amintea mai înainte de această educație de-a lungul vieții. Tot ce se face în Finlanda se realizează într-o perspectivă de educație de-a lungul vieții. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Finlanda, spre deosebire de Uniunea Europeană în general, deci există o adevărată cultură a educației de-a lungul vieții. 26% dintre persoane se formează de-a lungul vieții. În Uniunea Europeană media era cam 10%, iar în România, cum foarte bine, este dureros, 1-2%. Care ar mai fi aspectele originale ale educației din Finlanda? Educația inclusivă, care se bazează, așa cum spuneam, pe echitate și nu pe egalitate. Cum se realizează această educație? În primul rând, la bază, se fundamentează o acompaniere generală, după aceea o acompaniere intensificată pentru elevul care are nevoie de suport special și ulterior, dacă se consideră de către această echipă educațională formată din educatorii, pedagogi, psihologi, logopezi, se realizează o acompaniere specifică. Trebuie reținut faptul că se mizează foarte mult pe integrarea acestor elevi în clasele normale, să le spunem. Deci ajung în școli speciale doar cei care nu au altă soluție. Spre exemplu, dacă este vorba de o persoană cu atinsă de cecitate absolută, etc. În rest, totul se realizează în să spunem, în mediul normal. Spre exemplu, într-o grădiniță unde există, într-o grupă de grădiniță unde există câțiva copii cu nevoie de suport special, pentru 12 copii, incluzând copii între ghilimele normal și copii cu nevoie de suport special, pentru 12 elevi există 4 cadre didactice și asistenți. O altă originalitate este această educație informală și non-formală. Toate activitățile care se realizează, spre exemplu, într-un muzeu, sunt planificate în acord cu școlile și cu conținutul curriculumului, astfel încât să le adapteze și să prezinte conținutul învățământului într-o manieră ludică, originală, mai puțin și punând mai puțină presiune în,
pe elevi. După aceea, ce ar mai fi de menționat este această educație interculturală. Dată fiind și istoria Finlandei, ei sunt foarte deschiși la această educație interculturală, iar acum, în contextul acestui fenomen, exod, să spunem, au primit foarte multe persoane la ei și deci accentul se pune foarte mult pe integrare, pe educație interculturală și pe educație integrală. Deci când vorbim de educație în Finlanda, un element esențial este această dezvoltare integrală. Deci formăm un elev, un tânăr, pentru a se dezvolta pe toate planurile, intelectual, personal, profesional, social, cultural, artistic, moral, etc. Spre exemplu, educația religioasă este obligatorie în școli, în învățământul obligatoriu. Excepție, cei care nu doresc fac cursuri de etică sau, la limită, sunt derogați. Un alt aspect foarte interesant este această educație care e din ce ce mai la modă, să spunem, educația pentru cultură, educația prin natură, are tot felul de denumiri. Educația pentru sănătate, pentru mediul înconjurător, le și permite situarea geografică să organizeze, să creeze școli, spre exemplu, în mijlocul naturii, etc. Iar ceea ce iarăși m-a marcat foarte mult în Finlanda este această accentul care se pune pe educația antreprenorială, care se realizează de la vârste foarte mici în școli, ceea ce, spre exemplu, eu nu am avut când eram elevă în România. Dacă ar fi să rezumăm un principiu fundamental al educației în Finlanda, este următorul. Spune-mi și voi cânta, arată-mi și îmi voi aminti, implică-mă și voi înțelege. Deci foarte mult se pune accentul pe aspectul practic al educației. Evident, sunt experți care spun că aceasta se leagă și de concepția luterană, de a descoperi prin proprii de forțe, etc. Când am fost în Finlanda, am realizat un model de educație, de pedagogie, pe care am numit-o pedagogia înfloririi personale. Am fost selectată, proiectul meu a fost selectat pentru a fi formată timp de o lună pentru a crea ceva inovativ în educație. Și m-am gândit să creez această pedagogie a înfloririi personale, care din perspectiva mea se bazează pe trei aspecte fundamentale de care are nevoie societatea actuală. Moralitate și integritate, modestie și simplitate, de care avem iarăși nevoie într-o societate de consum, și de iubire sau compasiune. Vă mulțumesc pentru atenție, vă spun Kitos Palion și numele meu și al domnului profesor Arto Kalionieni. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și suntem dornici să colaborăm în continuare. Iar dacă aveți întrebări, vă răspunde cu cea mai mare bucurie. Numai să te pricep să răspunzi. Mulțumim, Mihaela. Da, este foarte interesant ce ne-ai prezentat aici. Putem să facem comparații. Eu aș avea câteva întrebări direct, fără să mai fac remarci. Este cert că dacă privim în istoria recentă a învățământului românesc, și tu invoca aici admiterea la facultate în perioada comunistă, să nu fie de mirare când vom constata că multe dintre cele prezentate de tine aici au caracterizat cândva măcar anumite segmente ale învățământului din România. Inclusiv acele aspecte legate de învățământul aplicat, legarea de practică, învățarea meseriilor sub diverse forme, apoi acea concurență masivă ce se află ce se impune la admiterea în
universitățile din Finlanda. Toate au fost și la noi și nu 10 pe loc, am avut universități unde au fost și 100 pe loc. Sigur că acolo nu mai poți pune în discuție o evaluare foarte corectă decât dacă o realizezi într-un mod mai mult, să zicem, mecanic, fără a avea în vedere. Apoi am observat câteva similitudini cu sistemul de învățământ japonez. Nu întâmplător. Vezi că finlandezii se laudă că ei sunt cea mai puțin coruptă țară din lume și japonezii spun și ei că sunt cea... cred că e bine să evităm asemenea, cum să zic, calificative, judecăți pe normă de valoare, pentru că sunt și fapte care contrazic. Prima întrebare ar fi, și așa, și un sfat, că-s mai matur în profesie, când prezint sistemul, că e un sistem, da? Deși foarte mulți discută de sistem, pentru că n-ar trebui să se mai numească sistem, pentru că sunt diverse constrângeri. Dacă ai început cu învățământul acesta preprimar, trebuia să îl duci până la capăt. Apoi cu învățământul secundar, inferior, superior, învățământul, ruta profesională, pe urmă învățământul superior, etc. Dar lucrurile sunt foarte interesante. Prima întrebare ar fi care este modul sau care este parcursul formării inițiale pentru un dascăl acolo. Și din această perspectivă am mai punctat câteva lucruri, dar foarte succint. Care sunt etapele pe care le parcurge? Și al doilea aspect vizează un lucru care contrazice ceea ce s-a lansat în spațiul educațional public de la noi, conform căruia în Finlanda învățământul ar fi centrat pe elevi sau pe studenți, de aici și la noi butada, centrarea universităților pe studenți, centrarea școli, învățământul, educației pe elevi, etc. Împreună cu colega mea, doamna Marea Todorus, am avut o discuție la Helsinki cu ministra educației, și ea ne-a spus foarte clar, este o lozincă, nu avem învățământ centrat pe ele, noi avem învățământ centrat pe profesori. Și exact ceea ce spuneai tu acolo, libertatea majoră ce se oferă profesor de a realiza un învățământ de calitate după priceperile lor, dar care nu sunt simple opinii sau, eu știu, aspecte din astea neprofesioniste. Deci, astea două lucruri. Și după aceea, cred că îi pune și domnul Jinaru tot acum întrebarea ca să poată să răspundă. Mai avem încă 3 comunicări. Da, domnul Jinaru, poftiți? Notează-ți întrebările. Ca să foarte scurt am să, o întrebare teoretică mai întâi. Cât de, sau care este evoluția teoretică, putem să spunem că e de de inspirație de montessoriană sistemelor educativi? Și cum, cam cum filiația lui în dezvoltarea mă interesează pentru așa ceva. Și o întrebare foarte, foarte concretă. Deci, educația antreprenorială se duce până la a finanța, să zicem, la studenți activități, eu știu, dacă vrea cineva să dezvolte o afacere, chiar de când e student, universitățile chiar finanțează efectiv? Da, domnul profesor Brătianu, notează-ți întrebările, Mihaela, bă, că ești foarte dispusă, numai zâmbind, te-am văzut toată ziua. Asta așa trebuie să fie profesor. Da. Eu aș vrea doar să foarte scurt câteva comentarii. În primul rând că mi-a plăcut toată această prezentare și ideile spuse de domnișoara Mihaela Rușitoru. Și am să caut și cartea să o citesc. Ideea este în felul următor, că a insistat foarte mult pe istorie. Eu cred că nu e numai istoria care a contribuit la aceste rezultate, este vorba și de cultura lor, o cultură specifică nordicilor, și mai este vorba de ceva, este vorba despre, hai să spunem, asprimea naturii, asprimea vremii,
și chiar geografia care este acolo și le impune cooperarea, pentru că împotriva iernilor de acolo, împotriva zăpezilor de acolo, a dificultăților de a trăi undeva în nord, numai prin cooperare se poate ajunge. Și un element pe care l-ai subliniat foarte mult și pe care noi nu îl avem, putem să copiem modelul finlandez și o să fie un eșec total, este vorba despre încredere. Această încredere vine însă dinspre educație și cultură, de asta subliniez și cultură, și nevoia de cooperare pentru a putea, trebuie să ai încredere în ceilalți, că împreună vei reuși împotriva, să spunem, evenimentelor pe care natura ți le pune și sunt potrivnice ție. Deci astea sunt elemente care se pun împreună, iar învățământul, aici a spus foarte frumos și domnul profesor Gorun, învățământul este doar un sistem din sisteme. Nu le putem elimina pe toate celelalte. Din nefericire la noi, în cultura noastră, în special cultura impusă de anumiți președinți pe care i-am avut recent, a fost o cultură a dezbinării, care s-a bazat pe dictonul dezbinei și stăpânește. E greu când cultura ca atare se rupe în dezbinare, tu la școală să vorbești despre încredere. Aici este una din marile noastre provocări. Cum putem ca educația împreună cu cultura să salveze ceea ce se poate salva de la noi. Și mai dau un singur exemplu. Am o foarte bună prietenă, profesor la o universitate care este de dimensiunea universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, unde de mulți ani este un master întreg, program master întreg de managementul cunoștințelor. Și eu m-am luptat ani de zile, ca la câteva universități mari din România, să introducem un curs de managementul cunoștințelor. Și a venit Aracisu, acum 2 ani de zile sau acum 3 ani, și a zis: managementul cunoștințelor nu e Ce pe e lista asta? Ce noastră, e asta? tăiați. Da. Am pățit și noi cu un curs de memetică, tot așa ne-a întrebat, dar ce e asta? Că Despre atât, n-am nu auzit de ea. Ce e aici e vorba de, aici e vorba de stupidități care se numesc stupidități instituționale. Și trebuie să fim foarte, foarte atenți la ele. Mă opresc, că aia? Da. vremea e... Mihaela, deci ai observat că domnul profesor Brătianu discută foarte mult de capitalul social și de diferențiere de capital, de aici și asemănările cu japonezii, dar cu vicisitudine naturale a spus că este una din cauze care au condus la o motivare așa, socială care să conducă la dezvoltarea educației. Domnul profesor Mândruț, aveți o întrebare sau nu acum? Nu, mulțumim, scurt, exact cum a fost întrebarea. Punct ochit, punct lovit. Mulțumesc mult pentru întrebări. În ceea ce privește prima întrebare, parcursul formării cadrelor didactice este practic identic. Reforma Bolonia, licență 3 ani, master 2 ani, cursuri teoretice, să spunem așa, la Facultatea de Științe de Educație, cursuri practice la Facultatea de Științe Aplicate. Abordarea centrată pe elev sau pe cadru didactic, să știți că este o mare paradigmă și este o întreagă dezbatere și la cercetătorilor, atât finlandezi cât și internaționali. Oficial, în documente, se consideră încă faptul că este o abordare centrată pe elev. Evident, poate fi centrată, o putem analiza ca fiind centrată pe învățător care are o autonomie extraordinară. În ceea ce privește inspirația pedagogiei Montessori, într-adevăr, sistemul educativ din Finlanda s-a inspirat foarte mult, să spunem, din pedagogia nouă. Dacă parcurgem literatura de specialitate, ei vor considera că cel mai mult vom vedea că cel mai mult s-au inspirat din literatura germanofonă, din experții germani. Au existat la un anumit moment niște relații foarte strânse la nivel cultural, științific, între Finlanda și Germania, motiv pentru care, spre exemplu, ei se inspiră foarte mult din pedagogia Steiner, tot ce ține de lucru manual, activități practice, etc. Deci, mult mai oficial este pedagogia Steiner decât pedagogia Montessori. Chiar dacă regăsim elemente, de exemplu, pedagogia Montessori, ajută-mă să fac singur, etc.
Ceea ce privește educația antreprenorială în țară, aveți dreptate. Deci se finanțează proiecte ale studenților care sunt încurajați, sunt susținuți, sunt acompaniați să-și dezvolte propria afacere sau și chiar există la nivel de universitate aceste servicii speciale care îi consiliază pe studenți să dezvolte afaceri și există chiar la nivel de liceu. Spre exemplu, am întâlnit într-un liceu unde liceul avea parteneriat cu o fabrică de lămpi, fabrica lămpi din liceului, lămpi de care aveau un defect de fabricație, elevii organizau o zi în care invitau diferiți parteneri să vină să cumpere aceste lămpi la jumătate de preț față de prețul pieței, iar apoi jumătate din profit revenea elevilor care utilizau venitul pentru organizarea de activități educative, spre exemplu excursii, etc. Și jumătate din venit revenea întreprinderii care le furnizase lămpile. Da. În ceea ce privește referitor la încredere și la legătura dintre istorie și cultura economică, într-adevăr vorbim de o adevărată solidaritate nordică pe care nu ne putem imagina decât dacă suntem acolo, spre exemplu, în anotimpul rece, să vedem cât este stratul de gheață, etc. și ce eforturi trebuie să facă, ce efortul comun trebuie să facă toți cetățenii. Spre exemplu, căldura este aprinsă, inclusiv vara. Deci, într-adevăr, aveți dreptate, este legat și de istorie, cât și de cultura, cât și de cultura țării. Da, mulțumim, mulțumim, Haila. Mulțumim. Să știți că multe din cele care, iarăși, exemplele acestea, mă trimit cu 35 de ani în urmă, când liceele tehnologice, școlile profesionale din România făceau ceea ce fac ei cu lămpile, ne trimite la Spirul Haret și la Angelescu, în privința atelierilor școlare și modalitatea în care de acolo se înfructau și maestri și cei care urmau cursul elevii, capitalul care se oferea după ce absolveau și așa mai departe. Totuși, o corecție vreau să fac. Cred că e bine să mai insist și să te interesezi că în Finlanda, tot din spusele doamnei care, nu mai știu dacă e, dar cred că e în continuare ministru, masterul didactic este un master de 4 ani, unde se pregătesc pentru a fi profesori toți cei care au o altă facultate absolvită în anterioritate. Adică ei fac matematică, fac filosofie, fac limbă și nu știu mai ce, științe naturale, dar după aceea, acolo fac pregătirea teoretică. După aceea au acel master. Tu vorbeai totuși de școală, de universitate de aplicație. S-ar putea să fie acest. Și doi, aici e clar, teoretic, dar și în același timp metodic pusă problema. Dom'le, educația este o relație. Este o relație între doi interlocutori care comunică în același cod. Aici nu pot vorbi de centrarea pe unul sau pe celălalt, pentru că am dezechilibrat relația. Dacă o centrezi numai pe profesor, este clar că e dezechilibrată pe ceea ce reprezintă educația așa zis pozitivă. Dacă o centrezi numai pe el, nu voi scoate nimic. Și așa ca o glumă, și dacă mă aduce aici toți profesorii din Finlanda în România, îți spun eu că n-ar face nimic în privința educației culturale, pentru că e cu totul altceva. Tinerii noștri se acomodează în sisteme, dar dacă îi aduce aici, nu vă schimba niciodată sistemul. Se reacomodează. Domnul profesor, domnul cercetător Jinaru și cu domnul Niculescu, poftiți. Da, tema noastră este binevenită, chiar după prezentarea domnișoarei profesoare Mihaela Rușitoru, pentru că este o continuare, să spunem,
Tema noastră se numește Regândirea educației prin prisma tehnologiilor digitale și a ecologiei. Sigur că în privința aceasta, faptul că Finlanda este mereu pe locul întâi la concursurile acestea internaționale PISA, m-a făcut să mă documentez în acest domeniu și o carte, mă rog, cunoscută, am și regăsit câteva lucruri în acea care din ce a prezentat domnul Reșitorul, aceea lui Pasi Salberg, Leadershipul educațional, modelul finlandez, dar acolo chiar spune că să nu se copieze sistemul. Deci să nu se copieze. Era una din dogmele, să spunem, pe care le emitea Pasi Salberg, care a fost și în conducerea Ministerului Educației. Sigur că și finlandezii au preluat cercetarea, chiar îi cunoaște, au preluat-o de la americani, însă au știut să o adapteze, să o implementeze efectiv. Acum să știți că noi avem în identitatea națională ținerea de cuvânt. Când spunem nu, nu este. Adică degeaba spune domnul profesor Brătianu că nu avem cultură, că nu avem, când am spus că nu ne vaccinăm, nu ne vaccinăm și așa rămâne. Tema noastră este ideea domnului Armânjinaru, de aceea o să și pase spre dânsul, pentru că după ce am fost entuziasmat de idee, m-am trezit așa într-o junglă cu o macetă și cu finalitatea sau dorința de a face o pistă pentru aterizarea avioanelor. Pentru că ideea domnului Arun Jinaru, aceea de regândirea umanității, știți, domnul președinte, pentru că a avut așa insistent, a fost foarte insistent și la unele emisiuni la costul de MITV, însă editorii, mă rog, de marcă, cu opere însemnate, așa cum este domnul președinte sau domnul ministru Marga, au avut anumite rețineri, pentru că nu este un demers foarte ușor, poate cumva în anul sabatic, cum s-ar spune, de a găsi timp foarte mult pentru astfel de... Și aceeași chestiune nu s-a lăsat și m-a corupt, să spunem, în privința aceasta de a regândi educația, o temă extrem de laborioasă, generoasă fără doar și poate, dar destul de dificilă. Am reușit totuși să mai obțin ceva în sensul să o limităm doar prin prisma tehnologiilor digitale sau ecosistemelor. În sfârșit, am încercat să mai diminuăm. Am vrut să facem și separat, nu. Dar pentru lucrul acesta, eu am și spus să fie mai ponderat cu întrebările. Mă vedeți, am bombardat pe toată lumea cu întrebări și acum este și reciproc. Să vedeți întrebările care vor veni pe o temă foarte vulnerabilă, eu o recunosc. Foarte... Dacă îl las pe domnul Jinaru să vorbească până de seară... Să se rezolve și să pună întrebări. Da. Da, sigur. Dar să spun și eu câteva cuvinte ca să mai apuc și după aceea, sigur, o să las pe dânsul. Am văzut că este în formă și mereu cu mâna pe sus, atingea tavanul, numai să-l vedeți ca să punem întrebări. Dar să vedeți, eu așa cred că vor fi întrebări, pentru că e tema de așa manieră. Sigur că ne-am axat pe, am încercat pe mai multe variante. Poate că domnul Aron să aibă în minte chestiunea aceasta cu o regândire a educației din anumite perspective, dar nu a scris-o încă. Așa că m-a lăsat pe mine în privința aceasta și atunci, mă rog, să vedem cum facem acest ping-pong, pentru că este și persoana care nu acceptă sau nu vrea să fie ceva pregătit dinainte. Deși Titulescu, dădeam exemplu, Nicolae Titulescu chiar ura pe tinerii care veneau în diferite capitale ale Europei nepregătiți și încercau să încropească ceva anume. E bine, noi am, o să voi pune și niște slide-uri, pentru că s-au lucrat la ele, dar până atunci vreau să și văd fața domnului Jinaru cum îi dinamitez o idee și demersul dânsului.
câteva lucruri legate de felul cum am conceput lucrarea respectivă. Am mers pe varianta finalității, deci ceea ce este dezirabil și de a fotografia, de a face o analiză, să spunem, de a diagnostica prezentul și de a face o analiză a prezentului și care sunt finalitățile, fără a merge pe partea aceasta de soluție efectivă, partea aplicativă. Sigur că, mă rog, întrebările, partea de de problematizare, asta înseamnă un pas înainte. Însă, o altă chestiune, nu știu dacă a glumit sau nu, domnul președinte, dar să mai trag de timp, dar și faptul că nu rezolvi ceva anume, dar dacă duci până la capăt toate cercetarea, tot cercetarea există. Exemplu acela cu ipoteze, pui anumite ipoteze, o ipoteză, un set de ipoteze, le testezi, le, mă rog, folosești metodologia științifică și mai departe, și în final, ipoteze sau setul de ipoteze nu sunt validate. Nu este sau nu sunt validate. Asta nu înseamnă că nu s-a făcut cercetare, dacă ai făcut tot ciclul de cercetare complet. Asta înseamnă că totuși o parte din, deci s-a făcut documentare, dar o parte din ceea ce, din neanul necunoașterii a fost dat la o parte, să încearcă în altă parte. Ceva în felul acesta am încercat și noi. Sunt câteva lucruri, am pornit la câteva întrebări, dacă este necesară această regândire, deci o regândire a educației. Dacă, și apoi care este rolul la fiecare în parte, care este rolul tehnologiei digitale în educație, se poate orienta, este necesar să se orienteze educația în funcție de ecologie și așa mai departe, un set de întrebări. Cert este că imediat venim și cu partea cu realitatea. Dacă realitatea ne duce la o regândire, deci nu numai o simplă reformă sau o schimbare, sau mă rog, așa cum se întâmplă mereu, mai adăugăm câte ceva pe la lege, și suntem într-o permanentă reformă, dar nu o și concretizăm. E bine, sunt câteva aspecte, acelea legate de îndepărtarea educației de la misiunea și de la rolul și misiunea sa. Și din punctul ăsta de vedere, nu să intru în detalii, pentru că ar fi chestia aceea cu castravețe și grădinare, dacă era în altă zonă, sigur puteam să detaliez, dar știm că din ce în ce mai mult educația devine un instrument al progresului economiei. Educația este, din păcate, în siajul pieței și trebuie să fie, fără doar și poate, ca rolul și misiunea să fie al educației să fie la locul lor. Pe de altă parte, dezumanizarea educației, cu ghilimele de rigoare, fără discuție, asta înseamnă că, așa cum știm, sigur, tehnologiile digitale fac parte din modusul nostru vivendi, suntem bombardați, inundați, contaminați, în sfârșit, de partea asta de tehnologie. La fel și educația, și în domeniul educației lucrurile sunt identice. Chiar și școli primare sunt în această viziune a dezumanizării educației. Asta înseamnă că relațiile între persoane sunt din ce în ce mai mici, sunt minime, rolul tehnologiei digitale crește în această ecuație. Sau, altfel spus, această relație duce la trecerea puterii deciziei de la om la tehnologie. Sigur că pe termen scurt lucrurile sunt vitale, chiar foarte importante, mai ales în condițiile acestea de pandemie. Au fost chiar foarte, foarte utile aceste tehnologii pe care le-am aplicat, dar pe termen nu se pune problema. Lucrurile sunt în regulă pentru că noi mergem pe acest flux
și suntem reactivi. Fluxul tehnologic, cu cât tehnologie sunt mai multe, mai importante, interesante și așa mai departe, și noi repede să le introducem în sistemul educațional. Din punctul acesta de vedere, cred că ar trebui să punem, să avem o viziune clară, să punem stop în sensul de a reumaniza educația, de a aduce omul în procesul de învățământ. Sigur că aceste tehnologia este un instrument și ca orice instrument, că este foarte bun, că are potenția și mai departe, fără doar și poate, dar ca orice instrument poate să fie aplicat greșit sau bine. În momentul în care este greșit aplicat, lucrurile pot să facă mai mult rău decât ar face bine. Se vorbea ieri, de exemplu, domnul Miron vorbea despre dezbinare făcută de realizată sau din cauza tehnologiei, de înstrăinare. Domnul președinte al Academiei Oamenilor de Știință, domnul Badea, vorbea despre nocivitatea tehnologiei și așa mai departe. Lucruri care, dacă nu sunt ținute sub control. Deci, umanizarea sau reumanizarea ar fi una din cauzele pentru care s-ar merita să fie regândită educația. Pe de altă parte, criza în educație, aici nu o să vorbesc prea multe, pentru că au cam fiecare dintre, cu excepția noștrii rușilor care au prezentat într-o altă țară, în sfârșit, toți ceilalți, și domnul Bătianu și cei de ziua precedentă, au prezentat lucruri care țin de partea aceasta, au arătat cauzele și elementele acestea care conduc la criza educațională. Suntem într-o criză chiar profundă, poate mai mult cât COVID-ul a intensificat această criză. Este foarte adevărat că criza aceasta nu este de ieri de azi, este la nivel de mapamond, la nivel național, regional și așa mai departe. Sunt și țări, într-adevăr, unde sistemele educaționale au fost acceptate și sunt în regulă, dar doar câteva. La fel și reformele. Unele reforme au reușit în anumite țări în față de cele care sunt în majoritatea unde acestea nu au reușit. Așadar, criza este la ea acasă cu tot ceea ce înseamnă în zona noastră, cu subfinanțare, cu rata de abandon și așa mai departe.